E foarte bine în viață, dacă s-ar putea, să nu primești nimic de la nimeni pe gratis sau nici sub măcar sub formă de cadou, să n-ai nevoie de nimeni în viață, dacă s-ar putea să nu te îndatorezi la nimeni, dacă s-ar putea. Ediția noastră specială în această seară, episodul 2 al serialului Jos Labele de pe televiziunea poporului. Sigur, este un titlu de serial, un titlu mai plastic, adresat în primul rând celor 6 membri ai CNA-ului care și-au permis să calce în picioare 8.100.000 de telespectatori, vorbind despre acest post în anumiți termeni pe care o să-i și cunoașteți la momentul potrivit și, foarte important, votând împotriva intereselor acestui post, adică împotriva intereselor dumneavoastră, celor care ne țineți aici seară de seară, fiindcă o să vă povestesc exact ce se întâmplă și cu aceste audiențe, audiențe în baza cărora lucrăm, existăm și facem emisiunile din seara următoare în funcție de audiențe înregistrate. Am să vă prezint audiențe înregistrate, de exemplu, ieri, în cadrul acestui serial, în cadrul episodului 1 și o să tragem cu toții împreună concluziile de rigoare. Revenind acum la ceea ce vă povesteam, aleg din tot acest trecut al meu legat de meseria de gazetar, momente foarte importante pentru mine pe de o parte, dar și pentru dumneavoastră, momente din care puteți să extrage concluziile pe care le doriți și momente de care e bine să știe poate cu această ocazie și acești membri ai CNA-ului care își permit să calce în picioare un post de televiziune care a dat zeci și zeci sau poate chiar sute de profesioniști, de la cameramani până la reporteri, de la realizatori de emisiune până la prezentatori de știri. Sunt sute de persoane care astăzi lucrează în întreg audiovizualul românesc și care au fost școliți aici la OTV sau care aici și-au făcut debutul. După cum eu în persoană am condus mii de ziariști la ziarele la care am lucrat, la televiziunile pe care le-am înființat sau la care am lucrat. Prin urmare, vin acești șase indivizi și care nu au mulți dintre ei niciun fel de legătură cu televiziunea, iar unii dintre ei au văzut televiziunile doar ca vizitatori. E bine, vin și spun că presa trebuie făcută într-un fel sau în celălalt. Vin să ne dea nouă lecții de cum se face această meserie, ca și cum eu mi-aș permite vreodată să îl învăț pe un membru al CNA-ului care știe să cânte foarte, foarte bine la pian, să-l învăț cum se cântă la pian. Revenim așadar la aceste momente importante. Prin urmare, am făcut cunoștință cu acest prim mogul al țării și acum un om foarte apreciat de către dumneavoastră, unii de dumneavoastră, controversat sau criticat de către ceilalți dintre dumneavoastră. Acesta pe loc mi-a propus să facem asemenea ziare, cum eu vreau să fac jurnalul de Caracal în toată țara. Am stat mult și m-am gândit cu un colegii mei de atunci din Caracal, fiindcă în București nu prea cunoșteam pe nimeni, cu excepția colegilor studenți din grupă sau din anul de la facultate. M-am gândit foarte mult, mulți mi-au spus, nu te duce că e securist, vezi că a furat banii lui Ceaușescu, nu te băga în așa ceva, de ce trebuie să te asociezi cu cineva? Eu, așa cum v-am spus, între timp tot oscilând, tot gândindu-mă, așa cum am și gândit în acest demers împotriva CNA-ului, mă tot gândesc de 6 ani încoace dacă să-l pornesc sau nu. Mulți mi-au spus astăzi că de ce n-am făcut asta mai de mult, alții mi-au spus că de ce n-am mai așteptat. Sigur, în viață tot timpul există asemenea hotărâri pe care le iei și e bine să nu le mai regreți odată ce am început pe acest drum. Se joacă așadar, meciul este deschis, a ajuns doar în repriza a doua, este 1-1, cum v-am spus, ei ne-au închis odată pe noi, noi odată să zicem pe ei. O să vă și povestesc că redeschiderea postului OTV are și momente amuzante, are și momente comice, are și momente tragice, exact ca și viața în complexitate. Așa s-a întâmplat și cu viața acestei televiziuni. Dar să mă reîntorc în timp, suntem așadar cu povestea undeva în 1991,
la începutul anului, când eu, oscilând în a-i da răspunsul lui Dan Voiculescu, și fac primul număr de ziar, prima ediție, Jurnalul de Caracal. Acel ziar îl și vindem eu împreună cu colegii mei în 6.000 de exemplare pe capota unei mașini, a unei daci, în piața centrală din orașul Caracal, de fapt singura piață. Și sigur câștigăm deja primii bani adevărați. Ajusesem dintr-o investiție de 30.000 de lei imediat la un capital de 80.000 de lei în 1991, dar Dan Voiculescu propunea o investiție uriașă de 5, m-a întrebat pe mine câți bani cred că ar fi necesar pentru pornirea unui asemenea ziar. În toate localitățile țării, eu am făcut un calcul foarte, foarte sumar, am ajuns la suma de 5.000 de euro de titlu de ziar, 250.000 de, atunci era în dolari, mă iertați, 250.000 de dolari. Dan Voiculescu a spus că nicio problemă, poate investi oricând 250.000 de dolari. Eu nu văzusem nici măcar 1.000 de dolari la un loc. 250.000 de dolari a fost o sumă care m-a captivat pentru un tânăr la 23 de ani, sigur o sumă de investit. Reamintesc că nu se făcea o investiție în numele meu sau pe firma mea, pe vremea aceea nici nu lucram. Țineți minte, cei care ați început activități economice în acea perioadă, nu se lucra foarte mult cu chitanțe, cu ștampile, cu conturi bancare, ci mai mult cu bani cash. Ei bine, niciodată nu m-am gândit să fac propria mea activitate, fiindcă niciodată, iată, greșit, nu ținteam atât de sus. Am preferat așadar, evident, în pofida multor dorințe ale apropiaților mei, dar nu m-am asociat cu Dan Voiculescu, fiindcă este un securist de la București, ca să citez, și fiindcă este un om rău, un om de-a lui Ceaușescu și un om mai în vârstă decât mine, am preferat să mă asociez cu acesta în sensul de a-i fi angajat, evident. Am făcut toate acele ziare, sau mă rog, o mică parte din ceea ce ne-am propus, cu mult mai puțin bani decât acei 250.000 de dolari. A mers totul foarte, foarte bine. Dacă vreți, la cererea dumneavoastră adresatorilor, eu pot intra și în foarte multe detalii. Am lucrat acolo aproape 5 ani de zile, până în 1995. Am cunoscut o mulțime de detalii legate de oamenii, sigur, dintr-o altă generație, diferită față de a mea, de oamenii care lucraseră și înainte de 89, de oamenii care aveau experiență și în activitatea de comerț exterior și în aceste activități legate de bani foarte mulți. Totul a culminat cu înființarea ziarului Jurnalul Național. A fost de asemenea o inițiativă a mea, a colegilor mei de atunci. Eu fiind primul angajat, dacă vreți, civil, între ghilimele, al lui Dan Voiculescu. La rândul meu am trebuit să angajez foarte mulți oameni, fiindcă evident trebuia să lucrez cu cineva în presă. Aveam 23 de ani și am avut 100 și ceva de angajați în primele zile. Evident că acești angajați, trebuie să recunosc, în bunul stil românesc, i-am adus pe pile cunoștințe, relații din Caracal, fiindcă așa cum v-am spus, în București nu cunoșteam pe nimeni. Mi-am angajat toți colegii din Caracal, toți prietenii, plus toți colegii de facultate din București. Pur și simplu nu cunoșteam pe altcineva sau probabil altcineva nici n-ar fi avut curaj să lucreze cu mine. Dintre acești oameni, foarte mulți acum conduc instituții de presă, sunt oameni realizați la București sau în altă parte. Mulți dintre ei, o să vedeți, intenționat vă povestesc acest episod, au ajuns în Consiliul Național al Audiovizualului cu timpul sau vor ajunge în peste câteva zile. După acest episod al înființării Cotidianului, Jurnalul Național, erau diverse discuții, inclusiv între noi, realizatorii de atunci. Eu eram director general, aveam foarte mulți adjuncți sau redactori șefi și patronul Dan Voiculescu prefera să stea în umbră, fiindcă așa erau vremurile, toată lumea discuta despre puterea lui financiară, dacă erau banii lui Ceaușescu sau nu erau, și aveam această înțelegere, așa cum se mai practică, ca patronul să nu apară în față și să apar doar eu. Lucrurile au mers atât de bine încât puteam să dau salarii foarte mari angajaților mei, care, sigur, erau doar subordonații mei, erau angajații lui Dan Voiculescu, până într-o zi când, desigur, pe lângă faptul că
condițiile de progres, mă rog, de creștere a trustului deveniseră din ce în ce mai anevoios de obținut, mai dificile. Dacă vreți, am să vă și povestesc o mică istorioară legată de aceste episoade pentru a înțelege mai bine ceea ce vreau să vă spun și ceea ce am trăit, iată, într-o primă experiență cu un magnat și de ce am ajuns să fiu propriul meu stăpân, dar am vrut tot timpul să progresez, am vrut tot timpul să fac acest cotidian. La început, patronul Dan Voiculescu a spus că n-ar fi momentul, fiindcă și mai tare oamenii ar spune că are prea mulți bani, deși acel cotidian era rezultanta profiturilor înregistrate de acele ziare săptămânale, la care lucrasem aproape 2 ani de zile. În fine, mulțumită dorinței mele, a noastre, a colegilor mei de a fi și mai mari, de a fi ziariști de succes, de a fi director de cotidian, am pornit acest cotidian, deși nu era al nostru, ci era al patronului nostru. Imediat după aceea a venit ideea normală, poate pentru un trust de presă, de a înființa un post de radio și unul de televiziune. Evident că era ideea unor tineri, de acum aveam 24 de ani, 25 de ani, eu cu toată gașca mea de acolo, cu toți colegii mei din Caracal sau din București sau din restul țării. Au fost din nou probleme. Patronul spunea că e bine să mai așteptăm cu înființarea unui post de televiziune. Colegii mei care mă înconjurau, unii foarte, foarte cunoscuți, foarte îndrăgiți de către dumneavoastră telespectatorii, colegii mei din Caracal, de asemenea susținau acest proiect, împărțisem cumva lucrurile, unii vreau să facă radio, alții vreau să facă televiziune. Într-o bună zi, în acest post de director general al Jurnalului Național, un post pe care l-am avut de la înființarea ziarului până când am plecat de acolo, într-o bună zi a venit un domn mai în vârstă la mine în birou și mi-a spus, sigur, după ce am discutat cele de rigoare, mi-a spus că el va fi coleg cu mine de clădire, era o clădire, actuala clădire în care Antena 1 își desfășoară activitatea. O clădire care la început, după ce am descoperit-o și după ce am intrat în ea, mi se părea la capătul pământului, acum ați văzut că e considerată în centrul orașului, așa evoluează, evoluăm cu toții, evoluează totul. E bine, acolo acel domn mai în vârstă mi-a spus că o să fie coleg cu mine și că la întrebările mele repetate și la mirarea mea mi-a răspuns că el va face o televiziune acolo împreună cu mine, o televiziune a lui Dan Voiculescu. Eu m-am făcut că nu știu cine e Dan Voiculescu, eram perplex, a fost prima mare surpriză a vieții mele. Imediat după aceea, acel coleg de presă, un coleg din televiziunea națională, un coleg mult mai în vârstă, pe care eu, sigur, îl idolatrizam într-un fel, îl văzusem pe televiziunea națională ani de zile la rând, de când eram mic până m-am făcut mare. E bine, acel coleg îmi spunea că va face o televiziune și mi-a dat și numele televiziunii, un nume pe care eu îl alesesem. Mi-a spus că va face și un post de radio, un post de radio pe care colegii mei îl aleseseră între timp. Mi-a spus că va lucra cu un echipament pe care eu împreună cu colegii mei îl adusesem și mi-a spus de asemenea că va lucra pe banii companiei pe care eu înființat. Sigur, nu era compania mea, era compania Jurnalul, care avea un profit, sigur, și care putea să-și facă și o televiziune. Văzând toate aceste lucruri, sigur, a fost prima revoltă a vieții mele de gazetar. Mi-am căutat patronul pentru a-l întreba ce se întâmplă. Patronul n-a mai fost de găsit. Cu chiu cu vai, după câteva zile năucitoare pentru mine, l-am găsit și mi-a dat o explicație care atunci m-a șocat. Poate că, sigur, a făcut bine cum a gândit și poate că și alții între dumneavoastră sau poate chiar eu, când o să mai îmbătrânesc, o să gândesc la fel. Mi-a spus că acel om, care avea aproximativ 60 de ani, era bine să conducă televiziunea, fiindcă avea experiență, fiindcă știa ce înseamnă televiziune și ar fi bine ca eu să mă ocup doar de ceea ce se întâmplă în spatele unei televiziuni și că n-ar fi bine să reprezint eu televiziunea. Am acceptat, fiindcă așa era situația, era patronul meu. Lucrurile s-au degenerat. Acel nou director care răspundea de televiziune a venit să se împrumute de niște bani de la compania mea de presă scrisă. Eu i-am oferit acei bani, dânsul urma să facă un program pentru Revelion. Televiziunea însă, Antena 1, nu începuse să se emită. Eu m-am arătat siderat și de această situație. În fine, am împrumutat, fiindcă eram colegi de trust, am împrumutat cu acea sumă de bani. În ziua de salariu, pentru prima oară după 5 ani, eu n-am mai putut plăti salariile propriilor mei subalterni. Sigur că am cerut din nou o sumă de împrumut, de data asta patronului. Patronul, sigur, prin alți intermediari,
intermediar, nu direct, fiindcă trebuie să fim corecți până la capăt, indiferent ce s-a întâmplat între noi. Acei intermediari dintre patron și mine au spus că, Dane, dacă nu știi să gestionezi un ziar, de-aia n-ai bani de salarii. Am explicat totuși că împrumutasem cu acordul patronatului compania de televiziune a trustului și că de-aia nu aveam bani și că acea companie de televiziune mi se pare mie că este vinovată că eu nu am banii de salariu. Suma pe care o împrumutasem era o sumă foarte, foarte mare. Ei bine, mi s-a spus că nu știu să gestionez foarte bine activitatea unui ziar, de vreme ce am ajuns în impas cu salariile. Asta a fost primul incident. Am mai rezistat acolo încă un an de zile într-o atmosferă care pentru mine, un tânăr la 25 de ani, mergeam pe 26 de ani, mi s-a părut infernală. Atmosferă din care vreau să vă povestesc în această seară doar un episod. La un moment dat nu aveam suficiente scaune în clădire, în redacția ziarelor pe care le făceam, în redacția celorlalte reviste care apăruseră în acest trust de presă denumit acum Intact. Într-una din ședințele Consiliului de Administrație, în care fiecare dintre noi, eu conduceam acest departament de presă, mass media, ceilalți conduceau celelalte departamente de construcții sau de ciment ale acestui imperiu financiar în care am avut onoarea să lucrez câțiva ani de zile. Acolo eu am luat cuvântul, cum mi se dădea cuvântul, cum se întâmplă, poate ați văzut în filmele americane, în aceste ședințe de aceste board-uri ale marilor companii transnaționale, multimiliardare în euro sau în dolar, cum era pe vremea aceea, ce vă povestesc, se întâmpla prin 1995. Am luat cuvântul și am spus că aș vrea măcar 40 de scaune, o investiție nouă, 40 de scaune, fiindcă erau atât de mulți angajați încât nu mai aveau unde să stea și nici măcar vizitatorii, poate cei care m-ați vizitat la Jurnalul Național în 94-95, țineți minte, nici măcar vizitatorii nu aveau pe ce să stea. Am cerut asta în această ședință, sigur, la masă, așa cum v-am spus, erau cred că 10 colegi de la celelalte departamente, evident, toți mai în vârstă și toți cu o pregătire mult mai bună decât a mea. Ședința era patronată, tutelată, coordonată de domnul Dan Voiculescu, patronul, nu, al nostru, al tuturor. Și cerând eu aceste scaune, am întâmpinat voci lor de poziții de protest, dacă vă puteți închipui, din partea celorlalți colegi de-ai mei. Pe rând au spus, acest Diaconescu este nebun, acum vrea și scaune, după ce că face ziar după ziar și vrea o tipografie, încă o tipografie și încă o tipografie, nu se mai satură de investiții. Altcineva a spus, domnule profesor Voiculescu, nu vă mai luați după acest Diaconescu, că are multe diaconisme în cap și e cam tralala, uitați ce ne cere, acum să-i dăm 40 de scaune. Și am fost certat în fel și chip. Sigur, nu era primul episod, ar fi o istorie foarte, foarte lungă, poate o să vă povestesc cu altă ocazie, ceea ce mi se relata și mie de această nouă lume, de acești reprezentanți ai noii lumii în care eu pătrunsesem, probabil ca un intrus, așa cum am pătruns și de câțiva ani încoace în lumea televiziunii. Cert este că profesorul Voiculescu, cel care conducea acea ședință, a spus, haideți mă și voi, moșilor, să dăm totuși ce crez tinerei generații, de ce vreți să-i tăiați aripile lui Diaconescu, că uite câte ziare a făcut și este și el pe profit. Haide să nu fie nici ca Diaconescu 40 de scaune, nici ca voi 0 scaune, haide să-i dăm lui Diaconescu 20 de scaune. Și a fost luată această decizie cu o majoritate de voturi, cum se întâmplă astăzi amenziile împotriva OTV-ului la CNA. Reamintesc că cei de la CNA sunt 11 membri și pot să-și ia orice decizie care o visează noaptea sau pe care și-o doresc, dintr-un motiv sau altul, cu 6 voturi. Sigur, asta cu condiția să fie cel puțin 8, dacă nu chiar 9 membri în sală și o să vedeți de ce spun asta, fiindcă legea la rândul ei este ambiguă, dar o să intrăm în aceste chichițe avocățești câteva seri mai târziu. Revenind la situația scaunelor din primul trust de presă în care am lucrat, mi s-au acceptat 20 de scaune cu murmur al sălii de ședință. Stenografa din seara respectivă a notat conștiincioșele 20 de scaune și ca într-o companie care se respectă, urma ca în 10 zile, eu, de fapt, compania mea să primească cele 20 de scaune. Trebuie să vă spun că nu m-am lăsat și în finalul acelei ședințe
credință, totuși am ținut și eu să spun că nu sunt scaunele mele și nici ale familiei mele și nu le duc nici la Caracal, ci sunt scaunele domnului profesor Dan Voiculescu, adică ale companiei sale, care atunci progresa, creștea și ați văzut, a devenit acum o companie numărul 2 în România și poate că o să devină și numărul 1. Important este că 10 zile mai târziu, cu o precizie elvețiană, au sosit acele 20 de scaune. Dar când colegii mei au mers să ia scaunele, mă rog, din camionul cu care veniseră și să le aducă în redacția noastră, am constatat la o simplă inventariere, la o banală numărătoare, că erau doar 10 scaune. Atunci am început să-mi acuz chiar și proprii mei colegi de anumite apucături neprofesionale. I-am certat până când mi-au explicat șeful, sunt toate scaunele în clădire, dar nu ne-au lăsat să le luăm pe toate. Dar cine nu v-au lăsat? Păi nu ne-au lăsat mai mari companii. Trebuie să înțelegeți că această companie care se crease între timp intact avea de acum un președinte, un administrator suprem, un domn de asemenea de toată isprava, un domn de toată stima, un domn foarte în vârstă. Atunci am sunat imediat pe telefoanele interioare, nu mi s-a răspuns, am mers în acel birou, oricum un gest de revoltă fără precedent într-o asemenea companie considerată la vremea respectivă de gurile rele militarizată. Și am cerut socoteală, dacă vă puteți să închipui de ce nu am cele 20 de scaune. Atunci acest domn mi-a spus următoarele cuvinte care m-au marcat într-un fel. Mi-a spus, Dănuțe, trebuie să înțelegi că au venit cele 20 de scaune, dar trebuie să înțelegi că dacă tu nu ai scaunele astea de 6 luni de zile și te chinui și ai cerut scaune, că nu aveai pe ce să stea invitații, angajații tăi, trebuie să înțelegi că eu de 2 ani în departamentul pe care eu îl conduc și acum în întreaga companie eu n-am scaune. Și atunci am luat și eu 10 scaune din acest transport. Să nu mă spui domnului profesor, dar asta e situația, trebuie să ne înțelegem, să ne ajutăm între noi, ca între colegii dintr-un trust. Și atunci eu m-am mirat foarte tare și m-am gândit la ședința de cu 10 zile înainte în care acest domn inclusiv luase cuvântul și spusese că eu sunt un tip prea tânăr și că sunt nebun de cer atâtea scaune. L-am certat, dacă se poate spune așa, pe acest domn mai în vârstă și am spus, nea cu tare, dar de ce în ședință acolo, când eu am cerut 40 de scaune, dumneata n-ai cerut 50 de scaune, astfel încât ne înțelegeam după ședință și luai și dumneata 10 scaune, luam și eu 40 de scaune, în fond nu furam pe nimeni, erau toate scaunele investite de patronul Dan Voiculescu în acest trust. Dânsul mi-a explicat și poate avea, sigur, această convingere formată în ultimii ani de activitate. Dânsul lucrase, domnul Voiculescu, de 20 de ani, de 30 de ani înainte, de pe timpul lui Ceaușescu. Mi-a explicat, Dane, dacă eu nu protestam la numărul de scaune care tu l-ai cerut, domnul profesor, care are mare încredere în mine și în ceilalți colegi, s-ar fi supărat pe noi. Și atunci noi a trebuit să limităm numărul de scaune pe care tu l-ai cerut. Și am spus, înțeleg chiar și această situație, dar de ce m-ați apostrofat în felul ăla? De ce a spus că-s nebun? De ce m-ați făcut cu o și cu oțet? Nu putea să spuneți doar atât. Să nu-i dăm lui Diaconescu 40 de scaune, să-i dăm 20. Nu, știi, asta este politica într-o companie mare. Tu nu ești trecut prin viață, ești un tip foarte tânăr, trebuie să înțelegi. Și nu vei supraviețui, nu vei rezista în această lume altfel. Am ascultat toate aceste lucruri, a rămas secretul meu și al acelui domn, felul în care am împărțit scaunele, un secret pe care poate acum îl află foarte mulți din companie. Așa s-au petrecut lucrurile, sigur, asta n-a fost decât o întâmplare, lucrurile au fost escaladate zi după zi, până într-un moment în care, fără să mai intru în amănunte de altă, dar poate că nu vă interesează, am simțit nevoia să plec din acea companie, nu-mi luasem concediu de câteva luni de zile. Am cerut un concediu de câte de 3 luni de zile și am mers să cer sprijin prietenilor mei. Am uitat să vă povestesc că în timpul ăsta salariul meu, fiindcă era singurul salariu care se negocia direct cu patronul, rămăsese pe loc. Foarte mulți dintre angajații mei aveau salarii mai mari decât al meu.
Sigur, mie îmi plăcea foarte mult ceea ce făceam, felul în care încercam să fac ziare. Trebuie să vă spun că în această perioadă, că mi-am adus aminte poate de un episod semnificativ al relațiilor interumane dintre cei bogați și cei săraci, dintre patroni și angajați, și poate dintre membrii CNA, care se consideră stăpânii noștri ai tuturor, și noi ceilalți. S-a mai petrecut un episod interesant. Eu, lucrând acolo aproximativ 4 ani de zile, am marcat, să spunem, împreună cu patronul meu, 3 aniversări ale datei mele de naștere. Evident, și eu am petrecut împreună cu patronul meu 3 aniversări ale sale de naștere. Reamintesc așadar că eram, și conform declarațiilor sale, am văzut ulterioare primul său angajat, mă rog, în presă, în acest domeniu atât de frumos, atât un domeniu la care visați foarte mulți dintre dumneavoastră să ajungeți, un domeniu însă foarte complicat, la fel ca și celelalte domenii în care dumneavoastră activați, că e vorba de industria auto, de construcții, de industria alimentară sau de agricultură sau de medicină, la fel probabil vă loviți de asemenea ghinioane sau de asemenea zile cu noroc. Nici nu știm vreodată să înțelegem dacă ceea ce ni se întâmplă astăzi este până la urmă un ghinion sau este un noroc. Revenind așadar la aceste zile de naștere, evident că eu, când mergeam la ele, îi făceam cadou o sticlă de whisky patronului meu sau un pix, o cravată. Evident că patronul meu, sau mă rog, am avut eu un patron mai deosebit, nu știu patronii dumneavoastră ce cadouri vă fac, patronii celor care, mă rog, lucrați la, cum se spune, la stăpân, nu e cazul celor care lucrează la stat. E bine, eu am primit în ordinea cronologică, în primul an, un aparat de video, un video, casetofon. Am primit în anul al doilea o mașină Dacia, deși nu aveam carnet atunci. Și am primit în anul al treilea un apartament, dar ca să vedeți cât de naiv eram la vârsta de 25 de ani, o să vă povestesc exact. Eu am primit apartamentul, adică cheile de la apartament, cu ocazia petrecerii zilei mele de 25 de ani, într-un cadru public. Niciodată nu m-am interesat mai mult de atât. Apartamentul era peste drum de Antena 1, s-au făcut acolo diverse glume ca să nu mai întârzi la serviciu sau ca să lucrezi mai mult. În fine, ar fi bine și util ca apartamentul să fie chiar aproape de Antena 1. Niciodată nu m-a interesat statutul acelui apartament exact, cine plătește, mă rog, impozitele la apartament sau celelalte dări. Cert este că relația a evoluat, sigur, și un an mai târziu, în momentul în care eu mi-am dat demisia de la acest stimabil trus de presă, am primit câteva citații, cum primesc și astăzi de la CNA, în cutia poștală, în care mi se spunea că, de exemplu, sunt acuzat de șterpelirea, dacă vreți, a unui videocasetofon. Am citit cu atenție acea citație, am văzut despre ce era vorba, m-am consultat cu avocații mei, acolo se dădea și seria unui aparat și, sigur, la mutarea din trustul respectiv aici, în Piața Romană, unde mă vedeți și astăzi, aici unde puneam la cale apariția ziarului Oglinda, eu am fost urmat de foarte mulți angajați de-ai mei, aproximativ 65 de acolo, de la compania Jurnalul. Alți angajați de acolo de-ai mei au rămas pe loc și au fost avansați, evident, în locul meu. Dar nu asta este important. Important e că lipsea într-adevăr acel aparat video conform acelei întâmpinări, acelei citații. Mi-am strâns toți colegii de atunci într-o ședință, i-am întrebat, domnule, la această mutare, care dintre voi a luat acest aparat video? Eu nu știam exact la ce video se refereau, sigur că aveam tot felul de echipamente necesare unui ziar. Interesant este că, mergând acasă după această ședință în care colegii mei au negat că ar fi luat un aparat video de la plecarea de la Antena 1, de la Trustul Intact, de la Trustul Jurnalul Național, uitându-mă la propriul meu televizor, sub televizor era un aparat video și m-am gândit, nu cumva aparatul ăsta video fi vorba. Am întors aparatul video să-i văd seria și am confruntat cu seria de pe citație. Și a fost o a doua mare surpriză a vieții mele, să văd că numerele seriilor respective coincideau până la ultima cifră, exact ca la extragerea noroc, dacă putem numi asta un noroc.
M-am gândit, nici până în ziua de astăzi n-am aflat un răspuns, de unde a ținut minte Dan Voiculescu sau oamenii lui seria acelui aparat de când mi l-au făcut cadou cu aproape 4 ani în urmă, până în ziua când mi-au trimis citația. Sigur că a fost stilul său, stilul lor de a se răzbuna. M-am întâlnit an mai târziu cu profesorul Voiculescu și am relatat acest episod și nu numai, și celelalte. Și dânsul mi-a spus zâmbind că habar nu are ce s-a întâmplat și sunt gata să-l cred că angajații lui ar fi pus asta la cale. Orice este posibil, este dreptul lor, este dreptul său să facă asta. Interesant este că, iată, 3 ani de zile fie au ținut această serie, deși oferiseră cadou acest produs pentru a se răzbuna ulterior în cazul unei plecări de ale mele sau pentru a mă șantaja ulterior, nici acum, repet, nu-mi dau seama. Poate fi vorba, de asta dau aceste exemple și aici, în cazul CNA, de vreo răzbunare, nu înțeleg încă dacă ăsta este mobilul și nu putem proba. Sigur că ar fi mai multe variante. Ca membrii CNA să fi primit niște sume consistente de la concurenții noștri din televiziuni pentru a închide OTV. Sigur că ar fi o a doua variantă ca ei să considere legitim acest război început de ei în anul 2000, continuat cu închiderea postului în 2002 și sigur supărați pe faptul că noi am revenit, să se gândească în continuare la o nouă închidere. Ar fi și această variantă. A treia variantă ar fi dintr-o invidie profesională sau gazetărească, dacă ne gândim că totuși printre membrii CNA au fost și câțiva sau sunt câțiva gazetari la origine. Nu știm exact ce să credem și evident când vom afla vă vom spune totul. Revenind așadar la acest videocasetofon cu cântec, evident că atunci când am văzut că despre era vorba, l-am restituit imediat, deși în acea citație, dacă sunteți curioși, o să vă citesc seriile următoare, se spunea despre faptul că era un obiect de inventar al unei companii și obiectul lipsește și administratorul companiei când a plecat de acolo, adică eu, am plecat cu tot cu obiect și că trebuie să răspund și să restitui obiectul sau contravaloarea obiectului. Am restituit rapid obiectul video înapoi, am spus tuturor totuși că la schimb aș vrea și eu restituirea acelei sticle de whisky pe care o făcusem și eu cadou la aniversarea respectivă a magnatului Dan Voiculescu. Au mers, sigur, zilele mai departe. Noi ne apropiam de deschiderea ziarului Oglinda. Aveam o listă întreagă de prieteni, de susținători, 30 la număr. Din 30, după plecarea de la Dan Voiculescu, 20 mi-au mai răspuns la telefon și doar 10 m-au mai ajutat. Sigur că și astăzi le rămân recunoscător. M-au ajutat financiar în acest sens, adică m-au împrumutat cu bani, cu anumite sume, unele nerambursabile, altele rambursabile. Și înainte să pornim ziarul Oglinda, am avut o surpriză. Compania lui Dan Voiculescu, chiar peste drum, pe Bulevardul Maghieru, dacă puteți crede, a postat o reclamă mare, luminoasă, voluminoasă, pe care scria matinal, era vorba de un nou ziar, un ziar care copia până la ultimul rând și ultimul cuvânt și ultimul titlu, ziarul Oglinda. Numai că ziarul Oglinda avea un preț, ziarul meu, ziarul concurent, un preț mult mai mic. Era, sigur, o concurență necesară în economia de piață, o concurență care naște, nu-i așa, progres. Numai că, înainte de lansarea ziarului Oglinda, primesc o a doua citație, de data asta referitoare la un autoturism, un autoturism Dacia. Era vorba de autoturismul de acum, știam, autoturismul primit cadou cu ocazia aniversării mele, a zilei mele de naștere la 24 de ani. De data aceasta am procedat ca și mulți dintre dumneavoastră telespectatorii, am restituit urgent Dacia respectivă, dar sigur ne-am bucurat pentru că între timp ea devenise o mașină destul de uzată, deși nu aveam carnet, o foloseam în interesul noii mele companii, Oglinda. Mai avea câteva piese destul de bune, adică un acumulator foarte bun, mi se pare niște cauciucuri, le-am schimbat imediat cu un acumulator slab și cu alte cauciucuri mai uzate și am restituit mașina, încercând totuși să mai recuperăm ceva din bunul care fusese până nu demult al nostru.
Am încheiat și acest proces, dacă vreți să-i spunem așa, s-a stins din fașă. O să vedem cum se vor încheia procesele cu CNA-ul, dacă se vor stinge sau nu. O să vedeți și aici, să-mi aduceți aminte, în caz că o să uit în seriile următoare, să vă povestesc negocierea care am avut-o cu răpostatul Dumnezeu Seleteralul Filip la redeschiderea OTV-ului, o negociere legată de procesele pe care vechiul OTV, să spunem așa, le avea cu CNA-ul. O negociere extrem de interesantă pentru lumea în care trăim, pentru mafia în care încercăm să, cu care încercăm să ne luptăm, să ne zbatem și să supraviețuim. Revenind acum, sigur, era o chestiune de zile și de timp, până când avocații sau, mă rog, poate subordonații domnului Dan Voiculescu, de acum înțelegem, fără acordul acestuia, era așadar o chestiune de timp până să ceară apartamentul respectiv pe care îl primisem sub formă de cadou. De acum și eu mă interesasem, mă mai maturizasem, mă mai deșteptasem puțin și constatasem evident că apartamentul acela nu era pe numele meu. Era însă mult prea târziu, dar așa gândim uneori când nu avem, cum se spune, experiența vieții, când nu ne lovim de toate obstacolele acestea, cel puțin din România. Am primit citația referitoare la apartament, numai că și asta a fost una stupefiantă pentru mine, pentru apropiații mei, pentru colegii mei, dar a fost o citație care ne-a făcut să ne gândim că e foarte bine în viață, dacă s-ar putea, să nu primești nimic de la nimeni pe gratis sau nici sub, măcar sub formă de cadou, să n-ai nevoie de nimeni în viață, dacă s-ar putea, să nu te îndatorezi la nimeni, dacă s-ar putea. Mă uit între timp și pe mesajele dumneavoastră, sunt foarte, foarte numeroase. O să încerc să le prezint simultan către cameră, în timp ce eu vă povestesc, că poate vă interesează și mesajele telesaturilor, numai povestea mea. Revenind așadar, am primit o citație legată de apartament, în care mi se spunea evident că folosesc fraudulos un apartament. Dar interesant era că acolo se spunea că trebuie restituit apartamentul așa cum l-am primit. Am uitat să vă povestesc că atunci când am primit cheile de la apartament, am fost plăcut impresionat. Odată intrat în casă, apartamentul era mobilat, inclusiv cu mobilă de bucătărie, cu tot ceea ce e necesar unei bucătării, cu perdele și așa mai departe. Și ca în povestea Elodie și a lui Cristian, cioacă cu capace de WC-ul și, mă rog, toate cele necesare într-o baie. Vă spun asta fiindcă în citația respectivă se dădeau toate aceste mănunte, că apartamentul trebuie dat înapoi, returnat, să nu fie furat, cu tot ceea ce el a conținut, mă rog, în momentul când a fost oferit, se spune acolo, nu cadou, se spune că a fost oferit ca și locuință de serviciu. Vedeți acum semestrele primite la 1-2-6-9. În timpul ăsta eu am să continui să vă povestesc ceea ce s-a întâmplat. E bine, neavând atunci, în acel moment cel puțin, o altă locuință, ne gândindu-mă ca orice om normal la cap să-mi asigur și eu confortul meu sau al familiei să-mi cumpăr o locuință, eu toți banii pe care aveam atunci, de acum pot să vă vorbesc în dolari, aveam pentru ziar Oglinda strâns și într-un fel sau altul de la prieteni cunoscuți, rude sau vecini, aproximativ 40.000 de dolari. Suntem cu povestea, am ajuns în 1995, stați să vă arăt și semestrele primite pe cealaltă variantă. Așadar, negândindu-mă să-mi cumpăr propriul meu apartament, pur și simplu nu aveam unde să locuiesc. Am tras de timp cât de tare am putut. Am încercat prin avocați să protestăm la acel demers legat de apartament, să spunem că nu era o locuință de servici, că de fapt mai vreau să o folosesc, că vreau să plătesc chiria la schimb, numai să mă las în apartament. Cert e că am primit un fel de executor judecătoresc care a zis nu, nu, nu și nu, trebuie acum să ne dai apartamentul. N-am mai știut ce să mai fac, sincer să fiu. Nici nu aveam atunci o asemenea televiziune în care să mă pot consulta cu telespectatorii. Important este că se apropia ziua acum în luna septembrie, spre sfârșitul lunii, este ziua poate celui mai bogat om din România, Dan Voiculescu, și am așteptat, mai erau doar câteva zile, am așteptat să treacă, mă rog, perioada respectivă, să se facă ziua de naștere a profesorului Voiculescu și am trimis într-un plic, e tot ce mi-a dat prin cap, am trimis cheia apartamentului respectiv.
mă rog, cu o felicitare. Domnul Voiculescu s-a bucurat, îmi spun martorii oculare, acelei petreceri pentru moment. A crezut sigur că e un cadou normal. Astăzi, dacă consideră cumva că am greșit, îmi cer scuze, domnul profesor, că l-am ofensat poate foarte tare chiar de ziua sa de naștere, dar eram foarte, foarte nervos, ca și acum, în cazul CNA. Și am trimis cheia apartamentului. Dânsul s-a bucurat, ar fi spus martorul ocular, uite, Dănuț, a rămas copilul meu, mă iubește în continuare. Când a deschis plicul, însă nu s-a bucurat atât de tare. Interesant este însă ce s-a întâmplat a doua zi, după ce am restituit cheile apartamentului. O să vedeți, am primit o nouă citație de la același trus de presă, așa cum primesc astăzi citații pe bandă rulantă de la CNA. Vă povestesc că ce s-a întâmplat e o răsturnare de situație mai ceva decât în serialul Elodia sau în celelalte seriale noastre. Este o răsturnare de situație din care putem învăța cu toții acum. Sigur, eu am încercat să învăț ceva atunci. Nu știu dacă mi-a folosit sau nu. Rămâne să vedem la finalul războiului cu CNA dacă e bine să te pui cu cei bogați sau nu este bine. Revenim imediat să vă povestesc ce am primit după ce am restituit cheile de la apartamentul primit cadou cu